Bună ziua, doamnelor, domnilor! Sunt sincer emoționat pentru că văd un număr mare de cupluri care astăzi sărbătoresc 50 de ani de la căsătorie. E un exemplu viu pentru noi și tare mult mă bucur că reușim să ne întâlnim și să ne strângem mâna și să deveniți pentru noi exemple vii de urmat. Aș dori înainte de a începe să îl prezint pe colegul meu, domnul subprefect Narcis Gitaru, care, așa cum ne-a obișnuit, de fiecare dată este alături de comunitate. În dreapta mea este domnul viceprimar, pe care cred că toți îl cunoașteți, iar în stânga mea, o fată tare dragă comunității noastre, Claudia Florian, a fost anul trecut una dintre persoanele care a primit acea distinție a noastră, oameni de valoare pentru Dărmănești. Claudia Florian, dacă vă amintiți de ea, dacă nu o să vă spun eu, până mai ieri a fost croitoreasa de lux a reginii Marii Britanii. Iată că dărmăneștenii noștri au reușit așa să ajungă chiar pe cele mai înalte, să zic, sau în cele mai vestite case regale. Felicitări, Claudia! Am rugat-o să vină alături de noi și împreună să decernăm aceste premii. Sigur că tot din categoria oamenilor de valoare pentru Dărmănești avem și câțiva preoți și Părintele Alexandrescu, Părintele Angliș, Părintele Buguș. Iată oameni de valoare ai comunității. Dincolo de ceremonialul care vizează decernarea acelor diplome pentru 50 de ani de căsătorie, o să cumva decernăm și câteva distinții pentru oameni de valoare ai Dărmăneștiului, de fapt cei mai buni dintre noi. Vă propun să începem această frumoasă activitate prin a da cuvântul părinților și a face cumva o slujbă de mulțumire. Să-i mulțumim Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat și în special să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că dumneavoastră ați reușit această performanță de a avea 50 de ani de împreună conviețuire. Aș vrea să vă mai prezint câțiva oameni dragi nouă, comunității noastre, înainte de a începe slujba, și avem acolo undeva în stânga mea, îl avem pe Lucian Starparu, un dărmăneștean de-al nostru, undeva pe energiei mai sus, vecin cu domnul Ungureanu, care de mai bine de 25 de ani lucrează la Banca Națională a României, este unul din experții de seama ai BNR-ului. Mă bucur că mi-a fost și coleg de liceu și spuneam la mine în birou că el a învățat mai mult, a ajuns expert BNR. Eu am venit să vă țin dumneavoastră aici mici cuvântări, să zic. Lângă Lucian Starparu este o doamnă tare dragă nouă, Mahu Roxana din Plopu, care de mulți ani lucrează prin minister, a fost și în corpul de control al primului ministru. Astăzi lucrează ca expert în Compania Națională de Investiții și i-am rugat să vină să fie alături de noi, să dea aceste premii, pentru că sunt oameni excepționali ai Dărmăneștiului. Și puțin mai la stânga este domnul Gheorghiu, pe care toți îl cunoaștem, unul din marii noștri profesioniști care a gestionat ani la rând barajul de la Poiana Uzului. Și dacă ne amintim cei care suntem cu părul alb, în 2005 parcă am avut niște probleme acolo și domnul Gheorghiu, în calitate de șef al barajului, a gestionat cu atâta calm situația de criză care era acolo datorită inundațiilor, încât președintele României de la acea vreme i-a decernat diploma de cavaler, cred că nu, cetățean de onoare în grad de cavaler. Iată ce oameni extraordinari avem.
Cu spusele de rigoare, o să îi rog pe invitații mei să se așeze și înmânez microfonul părintelui Alexandrescu. Slavă Sfintei și cele de o ființă și de viață rugătoare și nedespărțitei trăii, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine și pe toate le împlinești, vischerul bunătăților și vedătorului în viață, vino și te sălășduiești pentru noi și ne curățește pe noi de toată rugăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu toții, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Tu este împărăția, puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În pace Domnului să ne rugăm. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace în toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserică și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească în jertfelnicul său cel mai presus de ceruri, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum, a nevrednicilor să-i rog, și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă la mulțumirea noastră, pe care o aducem acum cu inimă sperită, pentru că față de care ai primit de la El, și căutăm noi cu bun miros, ca o arde tot bine primită să fie Lui, Domnului. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre, a nevrednicilor să-i rog și cu buna cerere și dorirea credincioșilor să-i spre bine, să le plinească și ca un milostiv totdeauna să ne dăruiască binefaceri nouă și Sfintei Sale Biserici și întregului Său popor drept credincios. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Ca să izbăvească Sfânta Sa Biserică și pe robii Săi și pe noi toți, de vrăjmași văzuși și nevăzuși cu sănătate într-un lungime de zile, în pace și cu ocrotirea Îngerilor Săi, totdeauna să-i păzească pe credincioșii Săi rog, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia primește ea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Preasfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, sfâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomeni. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește!
grație și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ție și mâine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului tău! De Sfânta Evanghelie de la Marcu citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, zisa Domnului ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu? Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre. Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește! Tale, Mântuitorule și Stăpâne al nostru, Doamne, pentru toate binefacerile pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra rugilor Tăi acestora, care au împlinit 50 de ani de împreună conviețuire, și cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu îți aducem mulțumire și cu milință strigăm, izbăvește pe robile aceștia din toate nevoile, ca un milostiv plinește-le totdeauna dorințele lor. Cu dea dinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Precum ai ascultat cu milosfire rugăciunile robilor Tăi, Doamne, și le-ai arătat marea Ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecând-i cu vederea, împlinește spre slava Ta toate bunile dorințele credincioșilor robilor Tăi. Și arată spre noi, spre toți, mila Ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, familiile care au împlinit 50 de ani de împreună viețuire, Balaș Constantin și Maria, Bandea, Petrea, Ileana, Bindileu, Don Maria, Bindileu, Gheorghe și Dorina, Bogasiu, Mircea, Victor și Victoria, Bogdan Ioan și Eugenia, Băieșteanu, Nicolae și Maria, Bogușion și Maria, Cojugărel Mihai și Silvia, Dima, Vasile și Elena, Docan, Vasile și Jana, Ileana, Docan, Simeon și Maria, Docan, Vasile și Liliana, Florian Nicolae și Rodica, Luca Nicolae și Maria, Lungulescu, Simeon și Elena, Merchez Mihai, Teo și Teodora, Merchez, Gheorghe și Paraschiva, Mierleci, Milea și Elena Vochița, Mihai Dumitru și Angela, Pădureanu Vasile și Ioana, Panderaj Vasile și Lidia, Podeanu Vasile, Prundaru, Ivan și Angela, Soltenel, Gheorghe și Elena, Stănoaie, Gheorghe și Valeria, Stoica, Neculai și Ileana, Ungureanu, Gheorghe și Doina, Vizitiu Ion și Caterina, Slotea, Ernest și Elena, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea
și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeu îndurărilor și-a dat milostivirea, a cărui mire este nemăsurată și iubire de oameni atât neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște rob nevrednici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile care au fost asupra robilor tăi, cei care au împlinit 50 de ani de împreună vețuire, și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăbim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși, căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milosebire, ca precum ai binevoită, primim până acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivirea ai împrednicită, ni se împline cerurile, așa și de acum înainte învrednicește, asporindu-l dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și într-o toate partele cele bune, și adăugând tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată rea o întâmplare, dăruindu-le sănătate, pace și liniște, și ne învrednicește pe toți totdeauna creișii a cântație și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului, bunului și de viață, Făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă, slavă ție Dumnezeului nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Slavă Sfinte și cele de o ființă de viață, Făcătoare și despărțite-i trăim, slavă ție Hristoase, Dumnezeule nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Prea cu cernice, Părinte, binecuvintează! Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru că cine prea curate, Maice sale, ale Sfinților Măriți, într-o dațelor apostol prea cuvioși, Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, cele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Stimate autorități de stat, domnule primar, preacuceniși părinți, dragi dărmăneșteni și enoriași, este o zi simbolică, este o zi mare pentru această comunitate, este o bucurie înainte de praznicul adormirii Maicii Domnului. Ziua de astăzi, 13 august, va fi semnată în calendarul sufletelor noastre, celor care suntem iată astăzi prezenți. A nu știu câta ediție este, dar sunt câteva în spate pe care domnul primar le-a organizat și le organizează din suflet pentru comunitatea noastră. Este o zi în care ne bucurăm și pentru mulți dintre dumneavoastră care sunteți aici de cel puțin 7 decenii, sunteți într-o bucurie dintr-un început în care ați fost chemat la altarul vieții să depuneți mărturie în fața lui Dumnezeu și mai ales a comunității și a familiei, că ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Și într-adevăr sunt între noi pe aici cei care, iată, astăzi împlinesc 50 de ani de la primul strigăt, zicând da în fața familiei și în fața lui Dumnezeu pentru viața eternă. Mulțumesc tuturor celor care sunteți, iată, astăzi prezent pentru această bucurie. Mi-aș dori și eu din suflet ca peste ani să mă alătur și eu dumneavoastră. Am aici în față un părinte care a atins lucrul acesta și îl felicit din tot sufletul, pentru că a făcut bunul Dumnezeu să fie totuși enoriașa părăiei noastre și știu acest secret. Rog pe bunul Dumnezeu și mulțumesc domnului primar și comunității pentru acest spirit de dăruire, pentru această comunitate pe care o poartă zi de zi pentru noi și pentru toți cei care fac parte în această comunitate. Și fie ca bunul Dumnezeu și la anul să ne întâlnim tot în aceeași cadru frumos, firesc și normal și să sărbătorim acest eveniment din viața dărmăneștenilor la 50 de ani și poate domn primar și la 75 de ani. Să dea bunul Dumnezeu, pentru că suntem la Nunta de Aur acum și poate vom face și evenimentul Nunții de Platină. Să bea bunul Dumnezeu să ne regăsim cu bine și mulțumim din suflet pentru această reuniune și tuturor celor care astăzi, într-o bucurie, s-au adunat aici. Le doresc mulți ani într-o calea lui Hristos, cu râvnă și cu credință spre biserică și spre dragostea lui Dumnezeu. Amin!
familiilor care au împlinit 50 de ani de împreună viețuire, dă-le, Doamne, sănătate, lungime de zile, sporire întru toate faptele cele bune și îi păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai unii, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani. Mulțumesc părinților pentru frumoasa slujbă și invit să ia loc. Haideți, luați loc acolo și avem și aici, da? Avem scaune acolo și câteva și aici. Vă propun să trecem la etapa a doua și o rog pe Cristina să vină alături de mine. Spuneam că de fiecare dată am premiat, poate ai mult spus, performanța, dar trebuie să-i apreciem pe cei mai buni dintre noi. Și de fiecare dată o comunitate poate să se dezvolte dacă are oameni de valoare. Nu există un singur om, există o echipă puternică și atunci ideea noastră a fost de a face din această comunitate poate o elită și a-i strânge comun pe cei mai buni, să ne punem ce avem mai bun unul lângă celălalt și astfel să găsim cele mai bune soluții pentru comunitate. Sigur că vă propun și cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să încep să dau câteva distincții de oameni de valoare pentru orașul Târmănești. Spuneam cei mai buni dintre cei mai buni. Și am să fac o scurtă prezentare. Să știți că acești oameni sunt foarte greu de prezentat. Pentru că au foarte multe rezultate, au foarte multe performanțe. Și dacă ar fi să vorbim despre un om de valoare al Dărmăneștiului, așa cum ar trebui să vorbim, ar însemna poate ore întregi. Ore întregi și tot n-am reușit să acoperim întreaga activitate. Dar am să vă spun foarte pe scurt câteva lucruri. S-a născut pe 22.12.1977. La Ploru. Undeva, printre noi, un copil minunat, așa cum spun cei apropiați. Un copil foarte inteligent, un copil foarte muncitor, un copil care, de mică, promitea foarte mult. Sigur că a mers la școală, a absolvit școala primară, a terminat Academia de Studii Economice la București și nu s-a oprit aici. Pentru că avea resurse date de bunul Dumnezeu, că știm noi că dacă Dumnezeu pune acolo, în acel suflet și în acel trup, valoare, și mai știm că dacă acea valoare este șlefuită prin pregătire, nimeni nu ne mai stă în față. A terminat un master în administrarea afacerilor și a făcut studii postuniversitare. A devenit expert în achiziții publice și lista poate mult, mult, mult continua. A mers pe diverse trepte ale
evoluției profesionale și a ajuns în corpul de control a primului ministru. Greu de înțeles pentru unii cum un om simplu de la țară din Dărmănești a reușit să atingă aceste performanțe. Sigur că astăzi lucrează într-o companie de elită din statul român, care face multe, multe investiții. Este poate vârful de lanț al guvernului prin care se fac investițiile în România. Și noi, ca o comunitate, să zic, mai mică, suntem beneficiarii direcți ai acestor investiții. Recent am terminat de asfaltat, de modernizat strada Minerilor. Am reușit aproape să finalizăm o sală de sport la liceu cu bani de la această companie. Am făcut proiecte, nu ne-a dat nimeni așa pe ochi frumoși, am făcut proiecte, am depus și mai avem încă multe proiecte la această companie. Recent am reușit să beneficiem de încheierea unui contract de finanțare pentru modernizarea străzilor din cartierul Brătulești, proiect care depășește 16 milioane de lei. Sigur că am dat doar câteva exemple. Acest om care lucrează în această companie a dat dovadă de profesionalism de cea mai înaltă calitate și, cu siguranță, n-a uitat de locul în care s-a născut. Este vorba de Maho Roxana Ioana. Roxana, te rog, hai aici, lângă mine. Și am să o rog pe Claudia, care este deja în această galerie de elită de anul trecut, să mâneze această distinție. Am să vă citesc doar ce scrie aici. Se acordă distinția Oameni de Valoare a orașului Dărmănești, doamna economist Ioana Roxana Mahu, pentru aportul adus în dezvoltarea și promovarea orașului Dărmănești. Felicitări! Eu zic că merită aplaudată mult. Felicitări, Roxana! Și Claudia, am spus că face deja parte din această galerie de elită a oamenilor de valoare împreună cu părintele Alexandrescu, da? Părintele Angliș, părintele Buguș, oameni de valoare. Fără ei, cu siguranță, această localitate ar fi fost mult, mult mai sărată. Haideți să mergem mai departe și să vedem. Să știți că am făcut o triere destul de... Eu sunt, în general, cam zgârcit, îmi spun colegii mei așa, și nu ofer aceste distinții doar de dragul de a le da. Ci, așa cum am spus la început, celor mai buni dintre cei mai buni. Ne întoarcem din nou în anul 1957, 12 iulie, în județul Neamț. Un om care, la fel, promitea foarte multe lucruri încă din ziua în care s-a născut. Înzestrat cu daruri extraordinare de la Bunul Dumnezeu și urmând cursurile școlii gimnaziale din comuna Stănița, a urmat liceu economic, facultăți, multe, și a ajuns să cunoască o doamnă pe care a iubit-o foarte mult, cu care s-a căsătorit, și împreună au decis să vină la Dărmănești. Ani la rând a stat ca o pavăză în siguranța noastră prin profesionalismul de care a dat dovadă la barajul de la Poiana Uzului. Este vorba de domnul Mihai Gheorghiu.
Să știți că nu știu dacă a știut domnul Mihai Gheorghiu de ce l-am invitat aici. Sincer, i-am spus că o să ne ajute la a da aceste distinții dumneavoastră la 50 de ani. Și iată că v-am surprins înainte de a da distințiile primiți dumneavoastră una. Felicitări! Și Doamne ajută să vă țină Dumnezeu sănătoși, pentru că cei care sunt mai tineri au nevoie de exemple ca dumneavoastră. Ar fi trebuit ca fiecare dintre cei pe care, nu știu, i-am premiat să vorbească ceva, dar le propun să vorbească după ce dăm distințiile. Pentru că știu că unii au emoții și momentul ăsta de acalmie poate le creează cumva mai mult curaj. Da? Pentru că așa mi-au spus cei care au fost premiați înainte, că în momentul ăla aveau emoții. Haideți să mai acordăm o distinție și am să mă întorc în data de 9 februarie 1970, undeva la Dărmănești, nu departe de locul unde suntem noi acum, s-a născut un băiat care l-am cunoscut îndeaproape și cu care am fost coleg de liceu. Am făcut navetă împreună, am învățat împreună, am fost, cred că, și colegi de bancă. Un băiat care promitea enorm. Enorm. Și poate că acolo, pe băncile școlii, erau momente în care ne mai ajutam unii pe alții. Dar îmi amintesc cu drag că avea o minte sclipitoare. Tata Ioan, pe care l-am cunoscut, un om apric, și poate că asta a făcut ca așchia să nu sară de copac. Când zic prea multe, mă mai întrerupe de acolo. Și mama Elena. A absolvit școala generală numărul 2 din Dărmănești. Și am accentuat acest lucru pentru cei mai tineri ca să aibă încredere în profesorii din școlile noastre, pentru că iată că s-au născut niște oameni care au ajuns poate acolo unde mulți nu-și imaginau, plecând de pe băncile școlii din Dărmănești. A terminat și liceul la Comănești, că spuneam că mi-a fost coleg, și mi-amintesc cu drag acele clipe când unii dintre noi doreau să se facă ingineri, alții economiști, unii preoți și așa mai departe. El a ales să se facă finanțist. A terminat la Iași Universitatea Alexandru Ioan Cuza și nu vă mai spun câte masterate, studii și așa mai departe, dar un lucru foarte important este clar. A fost selectat să lucreze la Banca Națională a României și de 25 de ani este unul dintre cei mai buni experți ai BNR-ului. Starparul Lucian Cristian. Luciane, am să rog tot pe Claudia să-ți înmânezi acest simbol și să știi că cu mare drag, cu mare drag și cu multă responsabilitate îți dau, Claudia, acest simbol, pentru că, repet, este unul din oamenii grei din BNR. Felicitări, haideți să-l aplaudăm. Și acum o să facem ce am spus mai devreme. Încep cu Lucian, îți dau microfonul să spui ceea ce vrei tu. Bună ziua! Domnule primar, îți mulțumesc foarte, foarte mult. Mi-ai făcut o semi-surpriză. Prima dată eu venisem astăzi să mulțumesc din suflet sărbătoriților noștri. Așa spune.
dumneavoastră meritați astăzi toată atenția, toată atenția. Este greu să vorbești după un politician atât de abil ca Domnița. Dar îi mulțumesc pentru cuvintele frumoase și pentru mine și pentru premierii viața și mai ales pentru dumneavoastră. Doar atât scurt să vă spun. Mi-ați fost un exemplu fiecare dintre dumneavoastră. Recunosc că am 30% dintre sărbătoriți. Cred că dumneavoastră nu mă recunoașteți decât domnul Gureanu, așa și cu mătușa mea dintre sărbătoriți. Ați fost și sunteți baza acestei comunități. Eu mă numesc Constătean și îmi place să spun Constătean pentru că la țară ne-am găsit spiritele să fie cinstiți, chipzuiți și cu bună, bună, bună creștere. Se spune că de la o vârstă oamenii ajung în mintea copiilor. Nu este adevărat, nu este adevărat. Eu doar atât vă urez în afară de sănătate, fericire, doar să găsiți fericirea și bucuria copilăriei suflet de altă. Felicitări încă o dată și vă mulțumesc ce ați făcut pentru această colectivitate și pentru mine personal. Tot ce este mai bine. Mulțumesc, Lucian. Deci nu mă așteptam și sincer, sunt foarte onorat, foarte onorat. Dar dacă știam că pentru aceasta și pentru aceasta sunt invitat, doar îi salut la pe fiecare. Dar îți mulțumesc încă o dată și apreciez. Mă bucur. Mă bucur că un fost coleg de liceu a devenit un profesionist adevărat. E o onoare pentru mine să pot înmâna această distinție. Roxana, te rog, vin eu la tine, nu te deranja. Te rog. Sunt onorată pentru distinția primită. Sunt onorată că mă aflu în rândul dumneavoastră. Nu pot să spun la fel ca și colegul Lucian, că vă cunosc. Nu am plecat de foarte mulți ani din Bermănești. Însă sunt fericită că mă aflu aici și extrem de emoționată pentru gestul făcut de domnul primar. Mulțumesc încă o dată pentru distinția primită. Salut și familiile fiecărora dintre cei care astăzi au primit această distinție. Roxana are o fată frumoasă, foc și un băiat frumos acolo undeva în spate pe care îi salutăm. Și să știți că noi avem distincții multe. Voi, copiilor, să-i depășiți. Că noi avem distincții. Nicio problemă, da? Mă îndrept către domnul Mihai Gheorgheu. Ce-ar mai fi de spus? Foarte multe ar fi. În primul rând, mulțumesc celor care s-au gândit să aprecieze activitatea mea. A fost o surpriză această diplomă care am primit-o. Cred că mai multă atenție merită cei care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Ei sunt adevărați eroi, că știm ce înseamnă să conviețuiești în doi timp de 50 de ani. Vă doresc la toată lumea toate cele bune. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc! Haideți să-i aplaudăm, să-i felicităm. Câțiva dintre noi, dintre cei mai buni. N-am să trec la cealaltă parte până nu am să rog pe domnul suprefect să ne spună câteva cuvinte. Te rog, Narcis. Stimate domnule primar, dragi dărmăneșteni, distinși oaspeți, este o zi deosebită pentru dumneavoastră, pentru că astăzi sărbătoriți ceea ce nu multe orașe, localități din țară reușesc să facă. Am mai spus-o și de alte dăți, dar aș vrea să repet un singur lucru. Orașul Dărmănești este frumos, este deosebit, în primul rând, datorită dumneavoastră. Cei care împliniți astăzi cei 50 de ani de căsnicie. Orașul Dărmănești va deveni și mai frumos, și mai bogat, datorită celor pe care îi aveți astăzi alături de dumneavoastră. Iată că și mie îmi opresc microfonul.
vorbesc puțin, promit. Adică cei care au venit cu dumneavoastră astăzi aici, să vă felicite. Orașul Târmănești este frumos și va fi în continuare dezvoltat și pregătit pentru viitor și datorită primarului, care, iată, se gândește la dumneavoastră și la viitorul dumneavoastră. Orașul Târmănești este ceea ce este astăzi și datorită preacucernicilor părinți, care vă întâmpină în fiecare duminică și vă oferă sfatul duhovnicești să vă duceți o viață frumoasă, curată, împreună cu toată comunitatea. Orașul Târmănești este cu adevărat special pentru că, iată, și sunt plăcut surprins, în fiecare an aflu câți oameni de valoare are. Și de vreo 3 ani de zile, domnul primar mă invită alături de dânsul și ar trebui masa să fie plină. Probabil în vreo 2-3 mandate nu o să mai avem loc aici de câți oameni de valoare putem descoperi în orașul Târmănești. Eu nu sunt de aici în Târmănești, dar mă pot bucura și eu spun cu mândrie că am făcut liceul în Târmănești. Și am cunoscut oameni de valoare, oameni ca mine, care sunt astăzi aici în sală și i-am recunoscut, colegii mei de liceu, care au părinți aici și pot spune că sunt oameni de valoare. Vă felicit pe unul pe dumneavoastră, vă doresc multă sănătate și să dea Dumnezeu ca această căsnicie pe care v-ați construit-o împreună să fie un exemplu și pentru aceia care mai uită că un bărbat și o femeie i-a fost dat de la Dumnezeu să fie împreună pentru tot restul vieții atunci când au spus da. Felicitări la mulți ani, domnule primar, ce să zic, jos pălăria, ce faceți dumneavoastră este deosebit aici, iar distinșilor oameni de valoare, să nu uitați să treceți, nu des, foarte des pe aici, chiar dacă aveți locul de muncă departe de Târmănești. Felicitări tuturor și o zi deosebită în continuare. Mulțumesc, domnule subprefect, un om la ușa căruia am bat, ori de câte ori avem probleme. Pentru că sunt lucruri care nu le putem noi rezolva și atunci batem la ușa autorităților județene, centrale și așa mai departe. Mulțumesc pentru sprijinul acordat Narcis, ori de câte ori și noaptea la 12 și dimineața la 5, la amiază și așa mai departe, când avem probleme, apelăm. Vă propun acum să mergem la decernarea acestor diplome. Și o să vă rog încet să nu vă grăbiți, încet, o să vă invităm în față să vă vadă oamenii, să vă aprecieze, să vă aplaude pentru această reușită, pentru că eu chiar cred că este o mare reușită și un mare dar de la Dumnezeu ca un bărbat și o femeie să conviețuiască mai bine de 50 de ani. Invit alături de noi pe Balaș, Constantin și Maria. Și o să mergem așa pe margine. Rog ajutoarele moșului să vină aici, da? Domnul Starparu, o rog și pe Claudia. Hai, Claudia, și tu, da? Cristina o să fie cu... Deci domnul dar parul, pentru că e la Banca Națională, e cu banii, da? Te rog. Claudia, cu diploma. Da. Avem o rugăminte să rămânem la fotografie. Așa facem și o poză? Da. Și parcă avea și o șampanie, da? Și înmânăm și șampanie, da? Cristina, ia-mă loc. Mersi. Super. Mulțumim tare mult. Să știți că presa e un pic cărbutat și pare bune așa, așa, să stăm așa, dar trebuie să iei o poză perfectă, da? Pe care eu să o înmânez. Mulțumim tare mult. Haideți să-i aplaudăm. Mergem mai departe. Invit alături de noi familia Banda, Petra și Ileana. Rosan, deci.
Roxana are avion imediat. Haideți încă o dată să o aplaudăm, da? Drumul spre casă, a luat avionul, a venit la noi. Acum, spre casă. Mulțumesc tare mult. Domnul Banda, haideți mai aproape un pic, la fel. Finanțistul de banii. Claudia vine cu diploma. Florina. Și șampania. Și la o fotografie rămânem, da? Așa. Și zâmbim? Ce susținători. Haideți să aplaudăm. Mulțumim tare mult. Invită alături de noi familia Bindileu, Dan și Maria. Haideți să aplaudăm. Claudia este cu diploma. Banca Națională cu premiu. Premiu din partea primăriei, nu de la Banca Națională, da? Și rămânem și la o fotografie. Perfect. Mulțumim. Invită alături de noi familia Bindileu, Gheorghe și Dorina. Nici o problemă, stați liniștit. Doamna are tensiune un pic mai ridicată și a lăsat-o acasă. Vă rog să-i transmiteți florile din partea noastră. Și plicul cu bani. Diploma și șampania rămâne la dumneavoastră, da? Și la o fotografie. Mulțumim foarte mult. Bogasiu, Mircea și Victoria. Părintele m-a rugat să nu
Să nu, dar trebuia. Și rămânem și la fotografie. Da. Părintele Bucuș, dar fel unul dintre oamenii de valoare ai comunității noastre. Mulțumim, tare! Invit alături de noi familia Cojocărel, Mihai și Silvia. Ne uităm un pic la mine, da? Mulțumesc! Venim alături de noi familia Dorcan, Vasile și Jana Ileana. Fotografie, vă rog. Și zâmbim. Frumos, bravo, mulțumesc. Cu aplauze. Cu aplauze. Invit alături de noi familia Dogan, Simeon și Marian.
Mergem mai departe și invităm familia Dohan, Vasile și Liliana. La fotografie, perfect, zâmbim, foarte frumos, mulțumesc! Aplauz! Invit alături de noi familia Florian, Neculae și Rodica. Se văd, nu prea se văd. Cine a fost șeful casa noastră? Eu! Bravo! Cum de l-ați întreținut așa bine? Dumnezeu! Bravo! Haideți să-i aplaudăm, felicitări! Facem poză, facem poză. Zâmbim un pic, perfect, frumoși, bravo! La aplauzele dumneavoastră, felicitări! Invit alături de noi familia Luca, Neculai și Maria. Perfect, zâmbim, perfect, frumoși. Haideți să-l aplaudăm. Vin alături de noi familia Lungulescu, Simion și Elena. Lungulescu, Simion și Elena. Nu-i nimic, n-au reușit să ajungă. Mergem mai departe, Nerchez, Mihai și Teodora. Este cineva din partea familiei Nerchez? Mergem mai departe. Familia Nerchez, Gheorghe și Paraschiva. Mergem mai departe. Merlici, Mila și Elena Voinița. Nu rămâneți, vă rog că îmi stricați încadrarea. Aici, dacă plecați, mă lăsați fără. Și zâmbim. Perfect, mai avem și telefonul doamnei, că așa m-a rugat. Zâmbim, da? Foarte frumoși. Gata. Mulțumim. Haideți să aplaudăm. Felicitări. Familia Mihai, Dumitru și Angela. Să întreb direct pe doamna Angela, care-i secretul. Iubire și respect. Da?
văzut, fiecare spune că iubirea și respectul, dar și Dumnezeu, a contat foarte mult. Felicitări! La fotografie, domnul, ține diploma să o, să o vedem acolo, că e frumoasă, așa. Mulțumesc! Invit alături de noi familia Pătureanu, Vasile și Ioana. Așa, și zâmbim frumos, așa, ne mai pomeni. Să știți că eu aveam obiceiul să dau plicul cu bani doamnelor. Văd că Banca Națională îl dă domnilor, nu știu dacă e vreo. Mulțumesc. Eu astăzi sunt invitatul dumneavoastră și eu am zis că vă sărbătoresc. Sunt Sărbeanu, Lucian Stăpan, de Capătul Satului, Băinul Micușor și Ardenuțe. Bravo, frumos, 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 bravo. Invit alături de noi pe familia Pandelaș, Vasile și Lidia. Bogdanu Vasile. La Vasile e? Unii dintre cei strigați aici au probleme să și o să mergem noi acasă și o să... Familia Brudanu, Ioan și Angela. Uitați că s-a schimbat regulile la BNR. Privesc doamnele banii, da? S-a schimbat în rău, pentru că și diploma, și șampania, și florile, și banii, și nea Ioan a rămas o... Zâmbim, da? Mulțumesc! Felicitări, să fii sănătoși, mi-am gândesc frumos de anii când am fost coleg cu Neanelu, coleg de servici. Felicitări, să fii sănătoși! Are Neanelu păr negru, ca la 30 de ani. Invit alături de noi familia Soltănel, Gheorghe și Elena. So
Șampania, O să vă rog, stimată doamnă, să țineți diploma, să o vedem și noi. E muncă multă în spate. Perfect. Și mai avem și telefonul dumneavoastră. Perfect. Mulțumim tare mult. Haideți să aplaudăm. Felicitări. Vin alături de noi familia Stoica, Nicolae și Elena. Mai stăm o dată la fotografie cu telefonul doamnei, n-a ieșit bine. Că are alt timp. Dar să-l chemăm și pe domnul. Lăsați, că lăsați, că lăsați, că lăsați, că lăsați, că lăsați, că așa. Foarte frumoși. Excepțional. Aplauzele dumneavoastră. Fost elevul doamnei, ați văzut ce elevi ați format dumneavoastră, dar invit alături de noi familia Ungureanu, Gheorghe și Doina. Thank you.
Am reușit astăzi să parcurgem întreaga listă, cu mici excepții, cu cei care sunt mai bolnavioși și n-au reușit să ajungă astăzi fizic aici, dar vom ajunge noi la domniile lor. Am epuizat un cântec, Inima de dor doinește, un cântec care a izvorât din sufletul nostru, atât muzică cât și text. Deja au început ofertele. Trebuie să vedem dacă mâine mai plecăm de aici sau nu.